Pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță și reparații la liniile de alimentare cu tensiunea zonei Albești, Enel Dobrogea va întrerupe furnizarea energiei electrice joi 25 mai în intervalul 9-17. Întrucât echipamentele și utilajele regiei de apă, respectiv stația de pompare Albești, funcționează tot pe bază de curent electric, acestea vor fi oprite, urmând a fi puse în funcțiune, după ce Enel va relua furnizarea energiei electrice. Abonații de servici, cei din localitățile Albești și Arsa, vor rămâne fără apă potabilă în intervalul menționat. Reprezentanții Raja își cer scuze abonaților afectați pentru acest inconvenient și le mulțumesc pentru înțelegere. Totodată, consumatorii din satele Albești și Arsa sunt rugați să-și asigure rezerva minimă necesară pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.